Bine v-am găsit la știri. Tragic accident ieri la Pianul de Jos. Doi bărbați s-au electrocutat în timp ce lucrau pe proprietatea unui localnic. Din nefericire, unul a decedat în timp ce al doilea a fost preluat de la Spitalul de Urgențe Alba și transportat cu elicopterul SMURD la București. Proprietarul vilei situată pe strada principală la numărul 117 era vizibil afectat. Ne-a rugat să părăsim curtea casei sale și a refuzat să ne dea amănunte despre cele întâmplate. Vecinii însă ne-au povestit ce aflaseră despre tragicul accident. Cum a spus, o pun niște vecine, că tată și fiu, da, din Vința, și el e de 32 de ani și nevasta e gravidă. S-au urcat cu scara, nu știu ce, să sirofeze acolo sus, la înaltă tensiune acolo. Și s-o mișca, s-o dezechilibra așa scara. Și o atins acolo. Și când o atins, o vin curentul prin scară și o căzut și o smurt. Și când s-o atins, pe semne că s-o dus curentul prin scară. Și el o căzut jos și a murit. Și un om o ținut cu mâna de scară, pe semne, și zice că lasează cum le șarsă la mână. A fost trei salvări de la miliție, două mașini, parcă, doar le-am văzut, dar eu mai și uit. Măcar cineva în pământare să ia curentul, cum să vă spun, să-i facă și ar da legătură în pământ și de acolo o lasă curentă și s-a dus jos și a murit pe locul curentă, s-a dus jos și a murit pe loc acolo, a murit. Am văzut SMURD-ul, poliție. Deci, exact cum ați auzit dumneavoastră pe stradă, am auzit și eu atâta. Că cineva s-a electrocutat. În rest, nu știu. Mai mult nu știți cum și nu, ce. Nu știu. Nici dumneavoastră nu știți mai mult. A coborât un băiat de la gol și zice, când am coborât, am văzut resuscitând pe cineva în curte. Resuscitarea a fost în zadar. Omul murise. În schimb, celălalt electrocutat în vârstă de 58 de ani a fost transportat la Spitalul de Urgență Alba și de acolo dus cu elicopterul la București. Spitalul de Arș din București se ocupă de Arș. Deci el a avut o suprafață de 38%. 28, 30, până în 30, suprafață corporală și trebuie la București. Ați fost legat cu 2, 3? Da, 1 și 2. 1 și 2? 1 și 2. La mână era mai rău. Inspectoratul de Poliție Județean Alba vine cu precizări clare despre ce și cum s-a întâmplat. Din primele cercetări efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, au rezultat că cei doi au efectuat lucrări de reparații la scopurile unei locuințe. După terminarea lucrării, au încercat să mute scara, care este din metal, și au atins cu aceasta firele de curent electric. În urma acestui eveniment, una dintre persoane a decedat la fața locului, iar cea de-a doua a suferit leziuni corporale grave și a fost transportat la Spitalul din Alba Iulia, de unde a fost transferat la Spitalul de Arș din București. În vârstă de 27 de ani, bărbatul decedat avea domiciliul în Alba Iulia și era căsătorit. O femeie ce traversa regulamentar strada a fost lovită de un autoturism ieri seară pe Bulevardul Revoluției din Alba Iulia. În urma impactului, femeia a suferit leziuni grave. Conducătorul auto s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. În vârstă de 29 de ani, femeia a fost acroșată chiar pe trecerea de pieton din apropierea Spitalului Județean Alba. Aflat la volanul unui BMW cu numere de matriculare străine, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, care a evidențiat faptul că nu era sub influența alcoolului. Unii dintre cetățenii adunați la fața locului au afirmat că victima ar fi însărcinată, dar acest aspect nu este evidențiat în raportul Inspectoratului de Poliție Alba. Accidentul s-a produs datorită faptului că conducătorul unui autovehicul nu a acordat prioritate de trecere unei femei angajate în traversarea străzii pe trecerea de pieton. Deloc din județul Mureș, conducătorul auto are 24 de ani și s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Aparatura medicală din spitalele desfințate de la Baia de Arieș și Zlatna a fost inventariată și cel mai probabil de ea va beneficia comunitatea locală din aceste localități. Însă în ceea ce privește aparatura medicală a spitalului din Ogna Mureș, situația este și acum incertă. Directorul DSP Alba Horia Timiș a declarat că inventarierea aparaturii s-a încheiat la cele două spitale care nu au avut probleme și situația centralizată a fost trimisă la Ministerul Sănătății. La Ogna Mureș, aparatura medicală rămâne sub cheie, nu se știe exact în ce constă și care este valoarea acesteia. Reamintim că nu există primar la Ogna Mureș, în schimb există un proces în care este implicat Spitalul Orășenesc. Au luat act de situație și urmează ca Ministerul Sănătății să
să... E o situație care ne depășește. Noi am tot cerut, n-am primit, am anunțat ministerul, au spus că se ocupă dânși. Propunerea noastră și propunerea de la Baia de Areș și de la Zlana este ca aparatura să rămână în comunitate. Se pare că autoritățile locale din Zladna au început deja demersurile pentru înființarea unei secții de geriatrie, iar la Baia de Arieș, atât centrul de permanență cât și căminul pentru bătrâni funcționează bine și se are în vedere și înființarea unui laborator de analize medicale. Judecarea dosarului în care este implicat fostul șef al poliției Teiuș, Marius Pop, a fost din nou amânată. Cauza s-a aflat pe rolul curții de apel Alba Iulia Marț, însă avocatul a cerut mai mult timp pentru a se pregăti. Dosarul în care a fost trimis în judecată Marius Pop, fostul șef al poliției Teiuș, a fost amânat pentru a doua oară după ce la termenul din 17 aprilie inculpatul a cerut timp pentru angajarea unui apărător. În dosarul în care a fost trimis în judecată fostul șef al poliției orașului Teiuș, la termenul de judecată din 8 mai 2012, Curtea de Apel Alba Iulia a constatat că nu a fost prezent avocatul apărătorul ales al inculpatului, astfel încât a fost nevoit să amâne cauza pentru data de 15 mai. A fost depusă o cerere de amânare din partea apărătorului, la care a fost anexată și o adeverință medicală. Instanța a tras atenția inculpatului să fie prezent la următorul termen de judecată, cel din 15 mai, împreună cu apărătorul ales. Marius Pop este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de favorizare a infractorului, omisiunea sesizării organelor judiciare, fals intelectual, uz de fals și instigare neurmată de executare la săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă. Dosarul brățărilor dacice s-a aflat ieri pe rolul curții de apel Alba Iulia. Judecarea a fost însă amânată după ce instanța a constatat că nu a fost îndeplinită procedura de citare cu unul dintre inculpați și nu a fost primit rezultatul procedurii de audiere în Serbia a unui martor. Magistrații de la Curtea de Apel Alba Iulia judecă apelurile declarate de către inculpați, parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara și Ministerul Culturii împotriva sentinței pronunțate de Tribunalul Hunedoara în acest dosar. Dosarul brățărilor dacice a fost pe rolul instanței în data de 9 mai 2012. La acest termen, instanța a constatat că nu a fost depusă încă în cauză dovada realizării procedurii de citare cu inculpatul Cia Iulian, care a fost citat la domiciliul indicat de acesta în insula Capului Verde. De asemenea, nu a fost primită încă rezultatul procedurii de audiere a unui martor în Serbia prin comisie rogatorie, astfel încât instanța a amânat judecarea acestui dosar pentru data de 20 iunie 2020. În urma judecării pe fond a acestei cauze, Tribunalul Hunedoara a hotărât condamnarea 11 inculpați la pedepse cu închisoarea cuprinsă între 7 și 12 ani pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, furt calificat de obiecte de patrimoniu din situri arheologice cu consecința pierderii acestor bunuri pentru patrimoniul cultural național, efectuare de detecții și săpături ilegale în situri arheologice, șantaj, violare de domiciliu, lipsire de libertate în mod ilegal și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni. Faptele s-au săvârșit între anii 1998 și 2001. Pentru recuperarea 13 dintre artefactele pierdute, statul român a plătit 300.000 de euro. Cele 13 brățări au fost expuse recent la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Aproape 2.900 de albaiulieni și locuitori ai comunelor deservite de Serviciul Public de Evidență a Populației din Alba Iulia au acte de identitate expirate sau nu au solicitat eliberarea acestora, deși au împlinit vârsta legală de 14 ani. Anul acesta, circa 890 de persoane nu au făcut încă demersurile necesare pentru a intra în legalitate. Legea permite reînnoirea cărții de identitate cu 6 luni înaintea datei de expirare. Mulți dintre cei care nu au solicitat reînnoirea actului de identitate sunt fie plecați în străinătate, fie persoane în vârstă care au actele expirate de ani buni. O categorie destul de numeroasă fără acte o reprezintă și tinerii care au împlinit 14 ani. La tineri, deci la 14 ani, anul acesta, deci nu s-au prezentat să-și întocmească acte de identitate 110 tineri și majori, nu s-au prezentat din anul acesta 776 de persoane. Este bine să aruncați o privire în buletin pentru a nu fi luați prin surprindere cu o amendă. Cei care nu își înnoiesc actele de identitate riscă amenzi cuprinse între 40 și 80 de lei. Normal, deci ar trebui fiecare persoană să știe că i-a expirat actul de identitate și are posibilitatea în termen de 180 de zile, de 6 luni înainte, poate să se prezinte, să-și întocmească actul de identitate, dar dacă toți sunteți aici, informăm pe calea aceasta să vină să-și întocmească acte, mai ales că acum este an electoral și în iunie și în
în toamnă să-și întocmească acte la timp. Pentru obținerea unui document de identitate nou, procedura nu necesită timp îndelungat și nici costurile nu sunt mari. Legea spune 30 de zile, dar de regulă cam în 7 zile s-au întocmit acte de identitate. Nu este o procedură dificilă și nici costisitoare pentru persoană? Nu este. Chiar actul de identitate, costurile sunt destul de mici, de 7 lei este taxa pentru întocmirea actului de identitate și plus 4 lei taxa timpului, deci 11 lei în total. Lipsa actului de identitate îi privează pe cetățeni de unele drepturi, precum dreptul la vot, la liberă circulație pe teritoriul Uniunii Europene, precum și pentru accesarea unor servicii publice. Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru oferă întreprinderilor mici și mijlocii servicii gratuite de sprijin în afaceri prin proiectul BizNet Transilvania. Astfel, toate firmele interesate pot apela la experții ADR Centru pentru a beneficia de servicii de informare și consultanță, dar și pentru a participa la târguri și evenimente de afaceri din țară și din Europa. Prin proiectul BizNet Transilvania, ADR Centru vine în ajutorul întreprinderilor mici și mijlocii din regiunea Centru prin facilitarea accesului la informații privind politicile și legislația europeană din domeniu, dar și prin identificarea principalelor surse de finanțare. Prin intermediul proiectului BizNet Transilvania, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru oferă o serie de servicii gratuit pentru firmele din regiunea Centru, cum ar fi servicii de internaționalizare a afacerilor prin găsirea de parteneri de afaceri în alte regiuni din Europa, ofertarea tehnologiei produse în regiunea Centru, găsirea de parteneri care să ofere tehnologie solicitată în regiunea Centru, servicii de acces la finanțare, la proiecte de cercetare, dezvoltare, inovare. Numai puțin de 2000 de firme au beneficiat până în prezent de serviciile de informare și consultanță oferite de ADR Centru. Proiectul BizNet Transilvania, rețea de sprijin în afaceri și inovare pentru IMM-urile de Transilvania, este finanțat de Comisia Europeană prin intermediul programului Competitivitate și Inovare. Proiectul a debutat în anul 2008 pentru o perioadă de 3 ani și se implementează pe parcursul a 3 perioade. În prezent ne aflăm în cea de-a doua perioadă de implementare, care a început în 2011 și se va încheia la sfârșitul acestui an. Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a organizat 35 de seminarii de informare adresate sectorului IMM, 6 evenimente internaționale și 150 de întâlniri bilaterale cu firme din vari domenii, din regiunea Centru și din străinătate. Reprezentanții firmelor pot afla mai multe informații despre aceste oportunități accesând pagina de internet www.adrecentru.ro. Biroul de informare și recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Alba a selectat 49 de elevi din ultimul an de gimnaziu din județ pentru Colegiul Militar Mihai Viteazul. Dosarele au fost trimise Centrului Zonal de Selecție și Orientare Alba. Viitorii liceeni sunt deja programați pentru susținerea testelor eliminatorii, care îi va nominaliza pentru examenul de admitere care va avea loc la 1 iunie. În acest an, la Colegiul Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia, tot mai puțin tineri au fost pregătiți pentru o carieră militară. În cadrul Centrului Zonal de Selecție și Orientare Alba, tinerii trebuie să treacă de o serie de teste care să dovedească că sunt apți din punct de vedere psihologic și fizic pentru a fi admiși în examenul final. Admiterea de la Colegiul Militar constă în probe la limba și literatura română și la matematică. Media finală cuprinde notele testelor grele de la examenul de admitere, notele din clasele 5-8 și cele de la bacalaureat. Candidații și-au putut depune dosarele până în data de 4 mai. În acest an de recrutare am avut 49 de elevi care și-au întâlnit dosar de candidat pentru a urma Colegiul Militar Liceal Mihai Viteazul, 33 de băieți, 14 fete. Din păcate am avut 18 candidați care nu și-au mai întâlnit dosarul din cei interesați, 14 pe când la vizita medicală, iar 4 au fost nehotărâți și nu și-au întâlnit dosarul. Elevii, după întâlnirea dosarului de candidat, urmează o probă de selecție în care dau două testări psihologice, un test de inteligență, un test de personalitate, sunt supuși în un interviu de evaluare și pe urmă dau o testare la pregătire fizică care cuprinde două probe. Un traseu utilitar aplicativ cu pe o lungime de 90 de metri, prin care trebuie să parcurgă 10 aparate și o alergare de rezistență pe distanța de 1000 de metri, cu bareme diferențiate pentru băieți și fete. Personalul biroului de recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Alba a promovat începutul unei profesii militare din luna octombrie a anului trecut. Înscrierile pentru admiterea la Colegiul Militar Mihai Viteazul au început din luna ianuarie a acestui an. Peste 800 de misiuni executate de Jandarmeria Alba în luna aprilie. Fie că a fost vorba de menținerea ordinii publice în orașe, în stațiuni montane și pe trasee turistice sau de asigurarea protecției publice, jandarmii s-au aflat la datorie.
Obiectivele urmărite de efectivele de jandarmerie au constat în prevenirea și combaterea unor evenimente negative în care ar fi putut fi implicați cetățenii, instituțiile bancare sau transporturile de bunuri. S-au urmărit totodată combaterea faptelor de natură penală. În ceea ce privește menținerea ordinii publice, trebuie să spunem că din cele 800 de misiuni, peste o treime au fost misiuni de menținere executate alături de polițiști în municipii, în orașe, în sate, în general în zone cunoscute cu potențial criminogen. Echipajele de jandarmerie au intervenit în 87 de cazuri semnalate atât prin intermediul numărului unic de urgențe 112, cât și prin apel direct la numărul inspectoratului. Au fost executate 21 de acțiuni în cooperare cu alte instituții. Peste 100 de misiuni s-au efectuat în vederea punerii în aplicare a mandatelor de aducere în fața justiției a unor persoane implicate în procese sau anchete. Sancțiunile aplicate au plecat de la avertizmente scrise, au trecut prin amenzi contravenționale și s-au oprit, din păcate, și la infracțiuni. Faptele cele mai frecvente sunt tulburările ale ordinii și liniștii publice, pătrunderile fără drept în societăți comerciale dezafectate sau aflate în conservare. Au mai fost acele apelări repetate la mila publicului. Cele mai multe fapte de natură contravențională au fost săvârșite în Alba Iulia, Sebeș și Blaj. În acest sens, în luna aprilie au fost aplicate 74 de avertizmente scrise și 82 de amenzi contravenționale în valoare de aproape 25.000 de lei. Tot în luna aprilie, în urma acțiunilor jandarmeriei, au fost efectuate actele premergătoare începerii urmăririi penale pe numele a 32 de suspecți. În majoritatea cazurilor, autorii au săvârșit fapte precum furturi de material feros, furturi din societăți comerciale sau infracțiuni contra persoanei. Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret din România a derulat prin direcțiile județene proiectul Tineretul din România în mișcare. Prin acest demers s-a urmărit să se ia pulsul vieții tinerilor din diferite comunități pentru apreciere corectă a necesităților lor. Etapa județeană a proiectului Tineretul din România în mișcare a constat în aplicarea unui număr de peste 300 de chestionare în toate orașele județului și în comunele Jidvei, Albac și Arieșeni. Astăzi am reușit să finalizăm proiectul Tineretul României în mișcare. S-a adresat tinerilor între, eu știu, 12, 13 ani, 15 ani, până la liceu și nu numai. Acest proiect înseamnă aplicarea unor chestionare privind anumite probleme pe care le-am identificat în acest domeniu al tineretului. Chestionarul o să fie trimis la nivel de București, acolo se va face o centralizare pe țară, după care se vor trage niște concluzii. Astăzi, specialiștii Direcției Județene pentru Tineret și Sport s-au întâlnit cu reprezentanții organizațiilor de tineret și a instituțiilor județene pentru desemnarea unui tânăr care va participa la o întâlnire națională. Se ia pulsul tinerilor vis-a-vis de cum trăiesc ei în comunități, care sunt dorințele lor vis-a-vis ce așteptări au ei de la autorități și de la cei care iau decizii în numele lor. Cât de des sunteți consultați de către autoritățile locale în privința deciziilor cu referire la tineri? Unde vă petreceți timpul liber? Prin acest proiect, Autoritatea Națională pentru Tineret și Sport și Direcțiile Județene își propun să eficientizeze politicile pentru tineri și să stabilească repere comune cu societatea civilă pentru a veni în întâmpinarea necesităților tineretului. 10 mai este Ziua Regalității în România. La această dată, în 1866, Principele Carol I a fost proclamat domnitor al tuturor românilor. 11 ani mai târziu, tânărul stat își oficializa independența, iar în 1881, tot pe 10 mai, România devenea monarhie. Cu o triplă semnificație, 10 mai s-a impus în perioada modernă drept cea mai bună alegere pentru Ziua Națională a României, fiind sărbătorită astfel din 1867 până în 1947. Pe 10 mai 1866, Carol I a devenit domnitor al României. El a fost adus din Germania cu scopul de a consolida unirea Moldovei cu țara românească, iar Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen și-a îndeplinit misiunea, spun istoricii, iar după războiul din 1877-1878, România și-a obținut independența. După București, sau poate la fel de mult, Alba Iulia are o legătură extrem de puternică cu familia regală. În primul rând, imediat după realizarea actului de la 1 decembrie, la 6 luni după 1 decembrie 1918, după ce în această sală s-a luat decizia unirii Transilvaniei cu România,
regele de atunci, Ferdinand, nepotul lui Carol, făcea un turneu în Transilvania, iar la 30 mai 1919 călca pentru prima dată în cetatea lui Mihai Viteaz un Alba Iulia. Mai mult decât atâta, unul dintre cele mai importante momente ale familiei regale este legat de încoronarea de la Alba Iulia. 15 octombrie 1922, Ferdinand și Maria erau încoronați ca regi ai tuturor românilor, ca regi ai unei Românii întregite la Alba Iulia și nu în cele din urmă. Atât de important a fost Alba Iulia pentru familia regală, încât în 1937 principele Mihai, fiul regelui Carol al II-lea, a primit titlul de Mare Voievod de Alba Iulia. Ziua de 10 mai a fost sărbătoare națională până în 1947, când a fost înlăturată monarhia, iar regimul comunist a venit la putere. Ștefan Bardan a adunat ca prefect de Alba 3 ani și aproape 3 luni. În această perioadă, prin cabinetul subprefectural s-au perindat 7 persoane. Ultimul subprefect a avut cel mai scurt mandat din istoria României post-decembriste. Pe picior de plecare, prefectul Ștefan Bardan a făcut public un scurt bilanț. Încă de la investire și-a propus să schimbe imaginea instituției și a prefectului. Vă spuneam că atunci la începutul mandatului că vreau să schimb imaginea instituției prefectului și a prefectului, să nu mai fie un bau-bau și un tătuc al județului. Și cred că am reușit, pentru că am implementat în primul rând un dialog cu angajații instituției. Ștefan Bardan spune că a realizat tot ceea ce și-a propus, adăugând ironic că există și o excepție care să întărească regula. Cred că tot ce mi-am propus atunci am realizat. Desigur, pe parcursul mandatului mi-am propus și altceva. Nu toate am reușit să le duc la capăt. Și un lucru care n-am reușit să-l duc la capăt a fost să continui proiectul unui predecesor de-al meu cu Olimpiada din 2020 de la Rieșeni. Asta n-am reușit. În rest, cred că le-am reușit. Realizarea în parteneriat cu diverse instituții de proiecte pe bani europeni reprezintă una din marile satisfacții personale ale prefectului Ștefan Bardan. Tot în această perioadă, un lucru foarte important care eu spun că l-am făcut și de care mă mândresc în acest mandat a fost scrierea și promovarea de proiecte pe bani europeni. Instituția prefectului Alba până la mine nu a avut nici măcar scris sau măcar o intenție de a își promova proiecte pe fonduri europene. 3 proiecte pe fonduri europene. Unul nu s-a finanțat, l-am pierdut, ca să spun așa, asta este, nu toate se pot câștiga. Unul l-am câștigat, de care știți că am avut atunci conferința de lansare, iar unul este pe punctaj de eligibilitate. În întreg mandatul a lucrat cu 7 subprefecți care s-au schimbat pe rând din vari motive. Cel mai scurt mandat, de aproximativ 2 săptămâni, l-a avut ultimul subprefect, este vorba de Horațiu Puiu, care nu a fost bine investit, ca și fost demis de noul guvern. Știrile i-au sfârșit aici. Dacă ați fost martorul un eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@știrilealbatv.ro sau la numărul de telefon 0371 020 000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bun găsit la știrile din sport. În etapa 26 a Ligii Secunde la fotbal, FC Unirea Alba Iulia va întâlni echipa Chindia Târgoviște. Partida se va disputa sâmbătă pe stadionul Cetate. Ultima partidă jucată de alb-negri a fost pierdută cu scorul de 1-0 în fața echipei Luceafărul Oradea. Gruparea antrenată de Stelian German va avea de înfruntat o echipă care nu mai are nici ea șanse la promovare. Chindia se află pe poziția 7-a în clasament cu un total de 38 de puncte. Va fi un meci, eu cred, destul de greu. Ceea ce mă interesează, și o să discut și cu jucătorii, să joace din plăcere, adică acea plăcere de a juca fotbalul, pentru că în primul rând trebuie să joci cu plăcere și mai ales că nu ai presiunea rezultatului.
Este un orgoliu a fiecăruia care trebuie să-l arate sâmbătă pe terenul acest meci cu Târgoviște. În ultimele două partide, German s-a folosit în mare parte de jucători albaiulieni. În principiu, eu merg pe jucătorii care sunt în formă, jucătorii care vor să facă ceva la echipa unde sunt și atunci normal că s-au potrivit și jucătorii care sunt din Alba Iulia. Cu ei am tras, cu ei mergem în continuare și îmi doresc să fie cât mai mulți, pentru că îți dorești să ai jucători din localitate, atunci înseamnă că la centru de copii și juniori se lucrează bine. De la partida de sâmbătă vor lipsi uniriștii Ionut Șerban și Petrescu. Cei doi sunt suspendați. Jocul va începe la ora 11. Atletele legitimate la Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, Ana Maria Groza și Ana Rodean, vor participa în data de 12 mai la Cupa Mondială de Marș. Competiția va avea loc în Rusia. Joi dimineața, delegația care va reprezenta România la Cupa Mondială de Marș a plecat spre Saransk. Competiția este programată să se desfășoare sâmbătă și duminică. Cele două atlete din Alba Iulia fac parte din echipa de senioare, alături de alte două atlete din Craiova, Claudia Ștef și Georgiana Enache. Obiectivul federației este să obținem un loc în primele șase la echipe. Dacă obțin fetele rezultate bune, se vor califica la Olimpiadă? Pentru a se califica trebuie să îndeplinească un barem, o oră 33 de minute, 30 de secunde. Nu este imposibil de realizat, dar va fi destul de greu pentru ele. Sperăm că măcar una dintre ele să realizeze acest barem. Albaiuliencele vor participa la cursa de 20 de kilometri. Dacă sportivele vor reuși să îndeplinească baremul de calificare la Jocurile Olimpice, orașul nostru va avea pentru prima dată două participante la Olimpiadă. Ana Maria Groza a mai participat la alte trei ediții ale Jocurilor Olimpice, iar dacă anul acesta se va califica, va fi ultima competiție importantă la care va concura înainte de a se retrage din viața de sportiv. Bucureștiul a răsunat aseară în limba spaniolă. Finala Europa League a fost mult mai mult decât o finală de fotbal. Spaniolii s-au simțit ca la ei acasă pe străzile capitalei, unde au petrecut până în zori. Finala Europa League a fost câștigată de Atletico Madrid cu scorul de 3-0. Falcao a înscris primele goluri în minutul 7, respectiv minutul 34. Diego a înscris ultimul gol al partidei în minutul 84, iar Atletico Madrid a câștigat finala. Spaniolii au oferit un adevărat spectacol pe Național Arena. A fost pentru prima dată când România a găzduit un eveniment de o asemenea învergură. Spectacolul au făcut și suporterii spanioli, care au luat cu asalt Bucureștiul, unde au petrecut ore în șir. Spaniolii au demonstrat că știu să se distreze. Deși au fost împărțiți în două tabere, Atletico Madrid și Athletic Bilbao, aceștia s-au bucurat împreună de finală. În acest punct de vedere, spaniolii au dat o lecție suporterilor români. Țărănistul Victor Ciorbea a dovedit că se pricepe și la fotbal. În ziua finală, Europa League a pronosticat că Atletico Madrid va câștiga și a avut dreptate. În interviul acordat miercuri postului nostru de televiziune, Victor Ciorbea își exprima regretul că nu poate fi în tribune la finala Europa League disputată seara la București pe Național Arena. Sigur că m-a sunat de două, trei ori președintele federației să mă invite să fiu prezent la meci. Dar fiind aici, normal că primează aceste interese în raport cu prezența la un meci la care chiar aș fi dorit să fiu de față. Favorita politicianului în disputa de pe Național Arena a fost echipa Atletico Madrid. De aceea, cred că, până la urmă, tradiția va duce la un rezultat final tot în favoarea lui Atletico Madrid. Dar nu m-ar deranja dacă mă înșel în pronostic. Dar nu s-a înșelat. Atletico Madrid a câștigat cu scorul de 3-0 și și-a adjudecat titlul. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile din sport. Sunt Andreea Mezei și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bun găsit la o nouă rubrică Meteo. Astăzi avem parte de vreme caldă, dar și ușor instabilă. Cerul prezintă unele înorări, în special în zonele de deal și de munte, unde local vor fi averse și descărcări electrice. În rest, cerul va fi variabil și astfel de fenomene se vor semnala izolat. Vântul are unele intensificări trecător în timpul ploilor, iar presiunea atmosferică va fi staționară până la sfârșitul intervalului. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 21 și 27 de grade, iar cele minime se situează între 8 și 18 grade, mai scăzute în depresiuni spre 5-6 grade Celsius. Așadar, găsim înregistrate în această seară 16 grade la Alba Iulia,
vor fi 18 grade la Sebeș și Blaj, 17 grade la Aiud și 13 grade Celsius la Câmpeni. Odată cu lăsarea nopții, scade și mercurul din termometre, astfel încât vom găsi înregistrate 9 grade la Alba Iulia și la Câmpeni, vor fi 11 grade Celsius la Sebeș și Blaj și 10 grade Celsius la Aiud. Mâine vremea va fi caldă și predominant frumoasă. Cerul va fi variabil și numai cu totul izolat, mai ales la munte vor fi condiții de ploaie slabă, de scurtă durată. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 29 de grade, iar cele minime se vor încadra între 6 grade în depresiuni și 19 grade Celsius. Așadar, aproximăm regimul termic situându-se în jurul valorii de 28 de grade la Alba Iulia și Blaj, vor fi 29 de grade la Sebeș și Aiud și 24-25 de grade Celsius la Câmpeni. Sâmbăta ne așteaptă cu vreme caldă și frumoasă în cea mai mare parte a zilei, iar fenomenele meteorologice întâlnite zilele acestea se vor semnala doar pe arii restrânse, îndeosebi după amiaza. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade, iar cele minime se vor situa între 8 și 18 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!